Bună seara, a fost într-adevăr impresionant să poți să stai aici în Kherson la masa de Crăciun și să stai de vorbă cu un român în condițiile în care, gândiți-vă, Kherson a fost sub ocupație rusă până de curând, timp de 8 luni, din aprilie până în noiembrie, Kherson a fost sub ocupație rusă. Deși și astăzi, întreaga zi, s-au auzit explozii puternice, nu s-au înregistrat morți sau răniți și fiecare a încercat să sărbătorească acasă în liniște cu familia Crăciunul. Fiecare a încercat să aibă pe masă cele 12 feluri tradiționale de mâncare pe care le-am încercat și noi astăzi acasă la doamna Ecaterina, o româncă din regiunea Cernăuț care locuiește de mai bine de 20 de ani aici în Kherson. Aprindem lumina. Asta în fiecare an, am 10 ani la rând, aprind tapan de Crăciun. Ecaterina Beriosca are 78 de ani. E româncă din regiunea Cernăuț și locuiește la Kherson de 20 de ani. Deși mai greu anul acesta, pentru că e război, a reușit să pregătească cele 12 feluri de mâncare tradiționale de Crăciun, inclusiv un preparat asemănător cu olivei și vin făcut din struguri din curte. Ce ați pregătit aici? Tot ce trebuie de Crăciun. Pentru masa de Crăciun? Da, pentru masa de Crăciun. Am învățat alea că limba română, că mama m-a învățat că era mică. Reșituri, pătlăjeli, pepeni. Hribi, da. Adică ciuperci, da. Castraveți, murați. Asta, uitați, este o țuică românească. Tatăl Ecaterinei a fost român, ofițer în armata austro-ungară. Mama ei era jumătate româncă și jumătate poloneză. Ecaterina s-a căsătorit tot cu un ofițer și a călătorit cu el în întreaga Uniune Sovietică. La Ucraina am trăit, la Moldova, pe urmă la Luhansk, la Rostov. Unii trimitea pe bărbatul și eu am vizitat locul, tot lucram, deși că avem două specialitate, muzică și psihologie. Ecaterina a crescut 3 copii, pe fiul ei care locuiește acum la Praga, pe fica ei și o fetiță de la orfelinat. Pensionara, cum n-a renunțat la activitate. Scrie o carte despre istoria Bucovinei, își îngrijește casa și grădina și cântă la pian, la acordeon și la chitară. Dar anul acesta a izbucnit un război de neînțeles, care i-a tulburat liniștea. Au spus că de Crăciun n-a să împuște, n-a să splăvează, dar să vede că a uitat ce au spus. S-a început război, cum așa? Că noi cu ruși, ucraineni, cu azerbaijani, cu armeni, peste tot locul, noi toți eram ca frații, ca neamuri. Da, ca neamuri eram. Nu știu, nu pot să spun ce s-a întâmplat. Războiul a schimbat cu totul fața orașului. Din cei peste 300.000 de locuitori ai Kherson-ului au mai rămas cel mult un sfert, spune Ecaterina. Vreun vecin de aici al dumneavoastră a fost ucis? Da, 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 te-o arăta. Ia, vedeți, ferește. Da, te-o arăta. Nu vă mai temeți de explozii când auziți. V-ați obișnuit un pic. Ca, primim ca cu muzică. Cu toate astea, Ecaterina a decis să rămână și să reziste. Care om arătați-mi care nu se teme? Aproape aici, pe drum, a plecat la magazin cu frate și acolo a splădat și eu mărit. Am pușcat-o pe dânsă și eu deschid fereastră și ascult. Ori aproape, ori departe. Dacă aproape, mă vorbești. Dacă departe, mai stau aici. Pe lângă bombardamente, au început în ultimele luni și penuriile. Nu numai electrice, dar apă nu a fost. Noi strângeam și bărbatul fiicii aducea de la Dnepr, în Polobog. Ce ați cântat acum? Leohii cu școli, vals despre cine a terminat școala și a început război.
Vremurile sunt grele, dar Ecaterina știe să se înconjoare cu muzică, cu oameni dragi și amintiri frumoase. Mulțumesc că oameni ne ajută. Nu gândeam că România poate să fie așa bună, cu minte și să ție la noi.